fabrică mecanizată de pălării din estul Europei, cea de-a doua cupolă ca mărime din România. O moarte tragică și întâmplări care au însemnat schimbarea destinului unei comunități. Peria. Întâi au fost mari tragedii aici. A fost inundație și după inundație, inundația Mureșului, a fost epidemie de holeră. Și care n-au murit, au fugit. Au plecat de aici. Dar de la Vatican a fost trimis un preot cu rang, care, după părerea mea, era un om de investiții. Și preotul ăsta a pus la cale rezolvarea problemei ca populația să vină de nou în Periam, să se construiască biserică și drumuri și meșteșugari să vină, și o stabilit și ce profesii să se facă. Dar el a stabilit un anumit lucru care se potrivea pe piață și s-o băga de seamă că pălăria e cerută mult mai mult pe piață. Și atunci calfele care au venit de la Budapesta și de la Viena și de la Arad și de la Timișoara s-au reprofilat, au devenit pălărieri și au început să facă pălării manual. De aici s-a închegat un nucleu de pălărieri în Periam și a apărut cel interesat, Corber. Corber a avut bani și i-a adunat pe meșteșugarii ăștia și a făcut prima dată o secție de cloșuri. Practic, s-a întâmplat așa. Prima pălărie înregistrată oficial la Periam a fost confecționată în 1865 de Johann Wohl. Johann Rudach, un alt localnic, este cel care se gândește la o fabrică de pălării. 25 de ani mai târziu de la această întâmplare, Nicolaus Corber este principalul acționar al fabricii de pălării din Periam. El inaugurează și locația. Fabrica de pălării a fost, de fapt, inaugurată în 1892, în momentul respectiv fiind prima fabrică de pălării din Estul Europei și din România, bineînțeles. Astăzi, construirea unei fabrici în Periam pare puțin probabilă. Însă, în epocile preindustrializare, localitatea era un centru comercial important al zonei. Mureșul a fost factorul cheie pentru crearea acestei situații. Zona noastră, în timpul ăla, era o zonă foarte intens locuită. Pe Mureș circulau foarte multe plute și plutele transportau lemn, cărbune de lemn, piatră de calcar pentru var și piei de animale și tot ceea ce se putea vinde dincolo. Adică, dincolo fiind la capătul Mureșului, la, în Tisa, că treceau cu plutele și în zona Tisa. Și după care se întorceau înapoi. Pentru că era un trafic atât de intens, inevitabil au apărut și pirații de Mureș. Nu îngropau averile, ci furau și vindeau mai departe bunurile. Așa au constatat autoritățile regale că de la an la an, banii încasați pe vămuire sunt tot mai puțini. Și atunci s-au construit șirul de fortificații de-a lungul Albiei Mureșului, de la Lipova și până unde se varsă Mureșul în Tisa. Și zice-se, dar nu că se zice, există document. Documentul se găsește unul la Viena și unul la Istanbul. Fiindcă a fost o înțelegere între Imperiul Habsburgic și otomani ca să demoleze fortificațiile astea. În schimb, otomanii renunțau în Europa, nu știu la ce zonă. Și așa vor dispărut fortificațiile
de-a lungul Mureșului. Când au făcut fortificațiile, prima dată le-au făcut în lemn și după aia le-au făcut în piatră și după ce le-au făcut în piatră și-au pus soldați care să circule, atunci a apărut și mănăstirea și a apărut comerțul și înfloritor și cultura Periampecica o reînflorit în zona noastră. Din mănăstirea cisterciană de la Periam a mai rămas doar sigiliul, care e la Vatican. Există puține date oficiale despre această abație, însă alte repere din istoria localității amintesc un trecut plin de evenimente. Despre Periam se vorbește prima dată în acte oficiale în 1333. Avea denumirea de Priamus, era în proprietatea nobilului Beci Imre și aparținea decenat. 50 de ani mai târziu, localitatea făcea parte din lista de proprietăți a lui Petru de Macedonia. Atunci devine pentru prima dată reședința unor comercianți. Erau italieni. În epocile următoare, Periamul are același destin ca mai toate localitățile din vestul României de astăzi. Partea unui pașalâc și mai apoi parte a Imperiului Habsburgic. Așa s-au întâmplat colonizările succesive cu etnici germani. La sfârșitul secolului XVIII, lucrurile par să se liniștească. Aparent liniștite. La mijlocul secolului XIX, mai precis în 1847, în Periam începe construcția unei biserici importante. Episcopul de Zagreb, Gheorghe Haulik, tocmește un arhitect pentru ridicarea acestui edificiu. Avea să fie o clădire impozantă. Atunci, nimeni nu avea cum să intuiască tragedia din anii următori. Biserica are o vechime de peste 150 de ani și este închinată Sfintei Fecioare Maria, având hramul Adormirii Maicii Domnului. De altfel, chiar pe frontispiciul bisericii, în latină, scrie sub acoperământul tău, alergând Sfântă Născătoare de Dumnezeu. 10 ani mai târziu, de la prima cărămidă, biserica e gata. Cupola pe structură de lemn are o deschidere de 22 de metri. Este a doua ca mărime din România, după cupola Ateneului Român. Picturile au fost realizate de Iosef Procș. Meșterul nu avea șabloane, așa că pentru fresce a folosit chipurile localnicilor. Se spune că, la un moment dat, pictorul trebuia să picteze pe Sfânta Fecioară Maria cu pruncul în brațe și, la un moment dat, a intrat în biserică o femeie cu copilul în brațe și pictorul a imortalizat-o. Copilul ales ca model pentru chipul lui Iisus se numea Carl Grun și a slujit în biserică între 1910 și 1928. Atunci, localnicii cunoșteau secretul clădirii, însă prima slujbă oficiată în biserica episcopului Haulik a fost umbrită de o tragedie. Arhitectul s-a urcat pe cupolă, apoi s-a aruncat în gol. Greșise acustica. Acustica nu se auzea foarte bine când preotul predica de lângă altar. Chiar din cauza aceasta s-au instalat și niște boxe pe la mijlocul sălii, ca cei din spate să poată să audă ceea ce predică preotul. După cum se pare, dacă vine puțin mai în față preotul și vorbește, deja se schimbă puțin acustica și se aude mai bine. Dar se pare că dimensiunea cupolei, poate, și împreună cu partea din biserică care este la altar, care și aceea este un fel de mică cupolă, cumva distorsionează sunetul și nu se mai ajunge, în spate nu se mai ajunge. De fapt, se dublează ecoul și nu se mai înțelege. Știu cu precizie
că a fost un om care a muncit foarte mult și i s-a reproșat că biserica nu are acustică. Chestiunea îi discutabilă, pentru că unii spun că trebuia făcut un nu știu ce ca biserica să fie la capacitatea ei de acustică. În prezent nu are ecouri extraordinare. Deci asta înseamnă că totuși are o doză de acustică. Da? Eu sunt convins că și proiectantul ar fi găsit remediu dacă nu se sensibiliza el la reproșurile care i s-au făcut. După ce ecoul acestei tragedii s-a stins, în târgul de pe malul Mureșului, viața se desfășura după două coordonate importante: comerț și pălării. Seară de seară, bărbații se adunau în birturi. Unii discutau afaceri, alții pierdeau averi la jocurile de noroc. În acest context se naște și legenda lui Țapărei, fantoma de pe malul Mureșului. Bunicii mei mi-au spus când eram mai mic despre legenda lui Țopari, care se spune că a fost un om destul de înstărit din zona noastră, deci de la Pereamport, și care era un pătimit al jocurilor de noroc, mai ales a jocurilor de cărți. Și într-o noapte, la un meci, la o partidă de cărți, așa a pierdut toată averea și la sfârșit nu mai avea nimic cu ce să parieze și a pus-o în joc și pe soția sa. A pierdut-o și se spune că ea a blestemat-o ca după moarte să n-aibă liniște și să umble pe digul de la Pereamport. Iar legenda continuă prin faptul că se spune că noaptea, în jurul orei între 1 și 2, cam așa, se putea vedea o persoană fără cap și cu două degete în flăcări, acele două degete fiind cele cu care a dat cartea cu care a pierdut-o pe soția sa. Tot la jocurile de noroc a fost câștigată și o parte a clădirii unde a funcționat fabrica de pălării. Acționarul principal, Nicolaus Corber, a dotat fabrica cu utilaje performante pentru începutul secolului 20. Toate fabricate în Germania. Corber nu se pricepea doar la pălării. Știa să fenteze sistemul și piața de profil. A venit un gravor care a făcut niște ștampile cu Paris, cu Londra, cu... Deci, ca și cum pălăria era făcută la Paris sau la Londra. No, astea erau pălării care se făcea contrabandă cu ele. Și Corber a mers. Din an în an a prosperat. În timp însă, industriașul Corber reușește să-și facă relații în lumea pălărierilor. Avea parteneri importanți în Europa. Isaac Naylor and Company din Bradford, Volimex din Zürich, Gebruder Schmidt din Basel și Oscar Feuchtel din Lengfeld. Cu alte cuvinte, fabrica mergea bine și avea peste 400 de angajați. Așa a trecut peste primul război mondial, iar în perioada interbelică, afacerea cu pălării era înfloritoare. În aceeași perioadă, mai precis în 1926, se naște Rosalia More, o viitoare angajată a fabricii de pălării. Acum locuiește împreună cu sora ei, Maria, care are 90 de ani. În fiecare după-amiază servesc o ceașcă mică de cafea și își amintesc de vremurile în care Periamul fremăta de atâta agitație. Au fost multe lume vară când venea la plajă. Atunci venea cu trenul, venea acolo, plin a fost acolo năsipul în fața noastră, unde e birtul, acolo au făcut baie oamenii. Și tare frumos a fost. O venit și zilnic, dar mai ales duminică, a fost tare multe lume acolo. Și a fost tare frumos. Multe lume nu au venit la baie, nu au băgat picioarele, că au fost cu reoma și nu au venit până la Pereamport, cu scaunul mic și au stat acolo la nisip și au băgat apă, picior în apă. Și a fost tare frumos. Au venit câteodată, când cine a fost bolnav, au venit și au chiriat acolo cameră. Și au stat și câte o lună. S-au vindicat picioarele, mai multe lume au dorut reoma atunci, nu? Și acolo la Mureș, v-au dat cu imoale de naia de acolo,
Și unde o apă mai călduș și mai mic, acolo a stat cu scaunul și a fost foarte bine. Pentru atâția vizitatori, localnici întreprinzători s-au gândit că ar fi bine să construiască și câteva hoteluri. Ca orice hotel care se respectă, avea restaurant, avea biliard și casă de toleranță. Na, și era o madamă acolo, bine planturoasă, care dirija toate treburile. Și bărbații din sat mergeau și când acolo se poate vedea la Iaz, acum a fost Iazul acolo, e un loc unde când urci scările, dacă nu ești atent, pălăria îți atinge plafonul. Și plafonul ăla, madama, îl vopsea cu var proaspăt tot timpul. Și bărbații, mă rog, care erau oameni serioși și se duceau acolo la bordel, își mâzgăleau pălăria fără să-și dea seama. Și soțiile toate știau semnul. Mai întâi îl verifica pe soțul întârziat de acasă la pălărie. Dacă avea o dungă albă, știa că a fost la madama. 1940. Fabrica de pălării își încetează activitatea pentru un an din lipsa materiei prime. Atunci, Rosalia avea 14 ani. Era primul an al celui de-al doilea război mondial, iar Periamul era secționat de linia frontului. De război nu ne-am dus nicăieri, am stat acolo în casă, că la noi au fost rușii și unde-i digul, în partea dincolo au fost nemții. Nici nu au fost nemții, nemții au fost în comună. Rușii au fost acolo, plini au fost, peste 3.000 de militari au fost acolo. Da. Și nemții au fost la Periam și nemții au pușcat de aici, au pușcat acolo la dormița aia mică și rușii de acolo au dat foc la Periam aici. Și multe căși și hornul le-au dat jos, nu? Dar nu prea au pușcat soldați nemți, că aia a fost ascuns în căși. Și rușii au fost afară în câmp. Și ei dacă s-au băgat în casă sus, în pod, cu cucăre au văzut că unde sunt rușii. Și drept de acolo au pușcat, așa că multe ruși au murit, vreo 3.000 de ruși aici în comuna Periam, până au putut lua comuna. Și noi de atunci numai acolo am fost. Au umblat rușii acolo la Periam Port, și doctori și doctorițe, că cine e bolnav ne dă medicamente, o știu că nu mai putem veni în Periam. La noi nu a fost farmacie, nici prăvăle, nimic, numai birt. Aia a fost și acum, oriunde mergi, birt vezi. Și atunci, birt. Dar acolo a fost frumos acolo jos și atunci au venit și cine a fost bolnav, au dat medicament. Și bun medicament au dat. Și nu i-au făcut nimica. Săracii care au fost la front au fost slabe și nu, ca la front, nu? Nu săracii. Ori mai venit la căști, apoi am avut noi vaca acolo, mamă, cum am murs laptele odat, care, dacă au plecat pe acolo, că nu prea umbla la căști în lăuntru, mă, dacă au fost afară, mama i-a dat și au plecat și pita au făcut mama și o dat la ei. Dar nu prea a vrut să iei de la oameni nimica, nu vrea. Mâncare a avut bun, soldații ruși au fost bun mâncare, numai. Asta că e obositoare să stai atâta vreme, zi și noapte, atunci tot ploia, doamna, a fost rău. În urma celui de-al doilea război mondial, la Periam a rămas povestea unei gropi comune, unde au fost îngropați nemți. Nu se știe numărul exact al morților. Acolo unde e fabrica de pălărie, vis-a-vis pe strada la stânga. Că acolo nu este casă, este fabrică și dincolo este un rând de casă. Cât este acolo? 5-6 căști mai nu acolo au fost. Așa am auzit atunci când a trecut frontul că 22 de soldați nemți au fost morți. Și herniții au pus în mașină și au dus-o cu ei. Așa că n-am văzut mult din soldați nemți, n-am văzut mult. Numai rușii acolo au fost la noi. Și așa că ăștia din sat, nemții au fugit cu
cu soldați nemți, mulți, care au avut căruța, s-au însut, dar iară s-au întors înapoi, că unde să meargă? Că i-am mers cu tancurile, au rămas ei în urmă. Se vorbea că au fost șase soldați germani care au fost înmormântați acolo. Au căzut, împușcați și cineva din stradă i-a înmormântat acolo. Nu i-a mai dus niciunde. Am știut de copil că au murit ruși, că au murit nemți, că au, mă rog, multă armată, mulți tineri au murit acolo. A fost ca un șoc de noutate când o persoană din Germania a venit și a fotografiat. Știa că în locul ăla sunt înmormântați soldați. S-a ventilat ideea de numărul 6. 6 soldați. Nu știu asta. După cel de-al doilea război mondial, în România nimic nu a mai fost la fel. Cu toate astea, fabrica de pălării a continuat să funcționeze. Acționar unic, statul român. Nicolaus Corber, fostul proprietar, a fost ucis la graniță în timp ce se pregătea să părăsească țara. Rosalia More s-a angajat la fabrica de pălării după 1971. A lucrat acolo 11 ani. De atunci știe că Dacia era cea mai vândută pălărie. Am câștigat destul frumos, am putut trăi, cine o împărți bani, au putut să trăiască ca doamnă. Am câștigat la pălăria aici 1600-1700 și dincolo cardele mai păsă 2000. Eu n-am să zic niciodată la maestru că mâine nu vin acolo zilnic. Și dacă ai avut nevoie, ai avut un necaz ceva, s-o da liber, dar trebuia să ocupere oarele aia când ți-o lăsat să mergi undeva. La Periam, din epoca de glorie a fabricii de pălării, a mai rămas o poveste care vorbește despre grija pe care o aveau fabricanții față de acest accesoriu. În magazinele de profil, vânzătorii erau instruiți temeinic. Vânzătorul trebuia să privească un anumit lucru la cumpărător. Dacă are pantofi, dacă manșetele la pantaloni sunt murdare sau nu, dacă are manșete la cămașă, dacă e bărbierit și ce poartă pe cap. Și atunci, venind încoace înspre el, trebuia să observe dacă se uită la culori deschise sau la culori închise. Când se apropia de el, el avea deja o impresie despre ce fel de cumpărător intră sau potențial cumpărător care intră în prăvălie. Și atunci îl întreba: aveți un eveniment în familie sau în societate? Doriți o pălărie pentru evenimentul respectiv? Nuntă, mort, botez, excursie? Pentru toate evenimentele era sortiment de pălărie adecvată.